Stelista Gianina Beleagă a revenit oficial în activitatea de performanță de la 1 iulie. Retrasă în toamna anului trecut, ca notoare în vârstă de 28 de ani, a surprins pe multă lume cu decizia luată și spune că este mai hotărâtă ca niciodată să muncească din greu pentru a-și atinge marele vis. E o întoarcere pe care mi-am dorit-o și am fost întâmpinată cu zâmbete și cu brațele deschise, dar asta dintotdeauna a fost la acest club, la CSA Steaua toți sportivii sunt primiți cu brațele deschise, la fel și eu. Sper să fie într-un ceas bun. Cum a fost perioada în care ai stat departe de barcă? A fost o perioadă foarte interesantă, foarte variată. A fost o perioadă și bine primită, pentru că aveam nevoie de această pauză. Am învățat foarte multe lucruri, am experimentat multe domenii, mai multe domenii în care am lucrat. Însă, prima dragoste nu se uită niciodată. Cum a fost revenirea în barcă, reluarea antrenamentelor? A fost un sentiment atât de plăcut să mă întorc în barcă. Mă simțeam din nou conectată cu barca, cu apa, cu natura. A fost greu. Ca, ca efort să mă întorc, însă nu m-am oprit niciodată din a face sport și asta mi-a facilitat puțin reîntoarcerea în, în a face antrenamente ca ceilalți sportivi. Dublă campioană mondială în 2017 și 2018, în proba de dublu vâsle, categorie ușoară, Gianina se antrenează momentan în barca de simplu, dar planurile sale sunt să revină alături de Ionela Cozmiuc. Ionela, ce a spus când a auzit vestea reîntoarcerii tale? Păi cu ea am luat-o. A fost o decizie luată foarte brusc și luată de mine, însă vorbind cu ea și a fost fericită, a fost puțin șocată, nici ei nu-i venea să creadă, nici mie. Dar am avut susținerea ei și ea mi-a spus că ea o, să, ea o să facă tot ce poate să fie cea mai bună variantă a ei și că de bine depinde dacă o să revin la capacitatea mea maximă și să facem dublu în continuare. Știu că recent ai căsătorit Ce a spus soțul tău despre faptul că ai ales să revii la Snagov în loc să mergeți într-o vacanță bine meritată? Într-adevăr, cu două săptămâni înainte de a face curunia civilă, m-am decis să mă întorc în cantonament. Prima dată m-a întrebat dacă vorbesc serios sau glumesc și atunci când i-am zis că nu este serios, a zis că e foarte tare și că crede că e un lucru și o alegere bună pe care, cea pe care vreau să o fac, anume să mă întorc în sport, pentru că nu vrea să am niciun regret pe viitor și și m-a susținut, a fost foarte fericit. După un loc 8 la Rio de Janeiro în 2016 și un loc 6 la Tokyo în 2021, Janina Beleagă speră să ajungă anul viitor la Jocurile Olimpice de la Paris, iar acolo să cucerească medalia la care visează orice sportiv. Eu m-am întors pentru aurul la Jocurile Olimpice, dar nu se știe niciodată. Vreau să fie un an în care să nu-mi regret nimic, iar la finalul anului olimpic să văd ce o să iasă.